Toată lumea, numele meu este Xlader și bine m-am găsit la un nou test pe acest canal. De această dată o să facem un test, se numește Femeie sau bărbat, Rafaele? Și vor fi mai mulți gay și să vedem și ne va testa pe noi așa sentimentele față de femei. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like și sper să putem strânge foarte multe. Pentru că testul ăsta e un pic cam rușinos, dacă o să greșim o să râdă toată lumea de noi. Haide să vedem, Rafaele. Prima ființă, ce este? Bărbat sau femeie? Ce s-a născut? Mă, eu zic că... E bărbat ăsta, Rafael, așa cred eu. Tu ce zici că e? Are oare... Oare o tentativă bărbia asta așa. Și degetele e prea groase. E bărbat toată ziua asta. Da. Cine, bă, ce lege, bă? Era bărbat! Pă bune! Ok, mai departe. Hai că asta trebuie să fie femeie. Poza cu numărul 2 este femeie sau bărbat? Femeie. Da, m-am știut. Mai departe, Rafaele. Bă, asta e bărbat toată ziua. De unde e, mă, bărbat? Că n-are cum să fie. E bărbat toată ziua, Marius. S-a născut această persoană, ea sau el? E bărbat ăsta, da? Deci mergem pe mâna ta. Tu zici bărbat. Că ești bărbat. Voi ce spuneți? Bărbat sau femeie? Știu, mă, Rafaele, ești nebun? De unde știu, mă, Rafaele? Hai, asta e bărbat sau... Dacă și ăsta e bărbat, mă las. Nu mai știu ce să mai cred. E trep ăsta pentru tine. Trep. Zic tar. Ok. Nu, e femeie, cred. Asta zice Rafael că e femeie. S-a născut prințesă sau prinț? E femeie, nu? Yes. Hai. Ce zici? Femeie, da, ia uite mă, era. Hai, cum ai zis tu, Mali? Bărbat? Păi nu pot să-mi dau seama după cap, trebuie să văd și o coră, trebuie să văd ceva. Cred că e bărbat de la chinez, altfel nu-mi explic, cu perucă. Tu ce zici, Rafael? Ai seama în poza asta. Eu zic că e bărbat. Era femeie, îmi pare rău dacă te uiți la tipul ăsta. Oh my God. Parcă vezi că asta, care arată cât de cât bine, e bărbat. Asta, Marius, se numește... Trep se numește, capcană. Trep. Parcă și văd că ne păcălește. Tu ce zici, Rafael? Mergem pe mâna ta, dau vina pe tine. Aia și umorul scos așa. E femeie și spun și de ce. Care degetele subțiri? Dacă te-ai duce pe stradă și te-ar prinde, Rafael, dacă te întreabă... Fii atent, dacă te întreabă fata asta noaptea la 10 cât e ceasul, să fugi. Că n-a pus să scoți telefonul în buzunar. Bă, ce-i mă lumea asta? Pă bune, chiar m-am păcălit. Ce asta? Femeie? Hai frate, și plan de sire. Du-te mă. Femeie. Du-te mă! Cum bă? Nu pot să cred că aia nu e femeie. Și cum sunt? Te păcălesc că și toți sunt bărbați acestea. E bărbat. Parcă vă că asta e femeie. Am o muscă în casă, nu pot să scap de ea. Asta parcă văd că e femeie. Parcă și văd. Dacă e tuturor față, e greu să dai. Zii tu, asta e femeie, zici, nu? Sau bărbat? Da. Seamănă ca un bărbat. Pleacă mă corentiți. Femeie, da, bă, e femeie, ești nebun. A stat o femeie, a zice. Poartă boxeri sau? Ești pică, Marius. Am greșit 3, Rafaele. E femeie, hai, dă-i pică. Nu știu cum... Ce să zic eu, că e bărbat sau femeie? Tu ce crezi? Vorbește și mai tare un pic. Cred că e femeie. Eu cred că e bărbat. Ok. E femeie, bă, a știut Rafael. Dacă ăsta e bărbat, nu știu ce să mai zic. N-are cum să fie bărbat. Bine. N-are cum, ești nebun. Te văd aici, cu stare tale. Hai că asta e femeie. Zice că e tăvă, n-are sân, nu știu ce și zice... Da. Nu? Da. Deci ce, e femeie sau bărbat? Femeie. Cum mai ăsta și ăsta e bărbat? Toți sunt bărbați aici decât o femeie. Bine. Hai, dacă și asta îmi spui mie că ăsta e bărbat. O fi bărbat, ești nebun? N-are cum să fie bărbat niciodată. Dacă e mă bărbat, cât ai față de bărbat? Nu e. Ce zici că e? M-a insultat femeia, mă, zici că nu e bărbat. Bine, hai că zic că e femeie. Da, mă, are dreptate, Rafael. Încerc mii de scuze, domniță. Cum să-i zici la o femeie care e față de bărbat? Ok.
Parcă văd că e bărbat. A, nu, cred. Ce zici, Rafael, că e bărbat sau femeie? Nu, nu știu sigur aici, Marius, chiar îmi pare rău. Dar a mers spre femeie. Și eu zic tot femeie, dar cred că ne păcălește și e bărbat. Oh, te cheamă la el, Rafael, uite. Să vii seara asta. Femeie, nu are nicio trăsătură de bărbat. Dacă asta e femeie și era bărbat, înseamnă că a făcut bine că s-a schimbat. Dacă înțelegi ce vreau să spun, gata. Oman? Da. E bărba, mă. Iată. Bă, nu mai pare mărul Adam. Nu mai, nu știu, frate, e greu. Nu te mă mărul, că nu-l văd, dar vreau să fiu. Ori sunt eu Chiorete sau... Nu o să vedem poza, dar... Aaa, ăsta e bărbat toată ziua. N-ai mă cum da. Să fii. Bărba, un pic cam ciudat. Sunt, nu știu, sunt mindfuck așa puțin. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, mai vedeți teste de astea. A fost un test de gay ăsta, Rafael. Da. S-a pus o muschă pe microfon. Ai auzit-o? Eu am fost Rafael, el a fost X-Lader. La revedere!